Ultima dorință a poetului Vasile Alexandrie a fost îndeplinită la sfârșitul lunii trecute. Printr-o hotărâre judecătorească, Casa Memorială și Mausoleum din localitatea Mircești au ajuns din nou în proprietatea Academiei Române, așa cum a lăsat în testament scriitorul. În ultima ședință de la Consiliul Județean Iași, legislativul a dat o hotărâre prin care moșia marelui scriitor Vasile Alexandrie să treacă în proprietatea Academiei Române. Mai bine de jumătate de secol, acestea au fost în administrarea Muzeului Literaturii, pentru că au fost luate abuziv de către stat. Academia Română a cerut Consiliului Județean să-i retrocedeze cele două obiective turistice, însă pentru că a refuzat, instituția de cultură a atacat în instanță această hotărâre în 2008 și a câștigat 5 ani mai târziu. În casa lui Vasile Alexandrie domnește acum liniștea și pacea. Ne aflăm la biroul la care a scris cele mai valoroase opere. Tot aici a scris și testamentul lui, prin care a lăsat tot ce avea mai de preț Academiei Române. Astăzi, o echipă TV BIT a vizitat casa poetului. Muzeografa Mariana Bejenaru ne-a descris conacul, care are 5 camere amenajate cu obiecte și mobilier de valoare. Ne aflăm în casa poetului Vasile Alexandrie, casa ce a fost construită între anii 1861-1867. Avem pictura clasică la intrare, pictat la Iași de pictorul Stahin în 1867, câteva tablouri ce cuprinde tatăl poetului, vornicul Vasile Alexandrie. La vremea respectivă se ocupa cu transportul sării de peste Prut, unde o va cunoaște pe mama poetului, Elena Alexandrie, născută Cozon în Târgu Ocna. Alexandrie mărturisește în unele scrieri ale sale că talentul de scriitor l-a moștenit de la mama sa. Un tablou ce reprezintă părinții poetului, fratele Iancu și sora Catinga, iar pe peretele opus este casa părintească unde a copilărit Alexandrie, alături de prietenul său de joacă, puiul de țigan Vasile Porojan. Casa a fost mai în marginea satului, din păcate acest conac nu mai există astăzi. Holurile, dormitoarele și biroul poetului sunt păstrate cum erau acum 10 de ani. Conacul are nevoie urgentă de reabilitare, deoarece prin unele locuri pereții sunt crăpați. Acest hol pe care Alexandrie l-a numit Corăbioara este construit sub formă de corabie. În partea din spate erau dormitoare, bucătării pentru servitori, mai sunt încă 10 încăperi, au intrare și din interior și exterior. La prima vedere vi s-a părut casa mică, dar este mare, este un conac boieresc. Aici sunt în acest hol o parte din mobilierul din vremea respectivă. Un samovar unde Alexandrie își servea ceaiul, este tipic rusesc, tablou de familie ce reprezintă pe vornic cu cei doi fii ai săi, câteva tablouri, sunt achiziții, sunt donații și o pictură originală ce aparține unui pictor renumit la vremea respectivă, Viupliu Lac de Munte. În sufragerie, într-o vitrină, se află testamentul poetului, alături de tabloul soției lui, Paulina. Aici este sufrageria. Se păstrează și astăzi o parte din mobilierul de atunci, aparținut familiei Alexandrie, masa cu cele 6 fotouri, unde Alexandrie își primea oaspeții, pianul, iar în colț este cufărul de voiaj, ce ne amintește de călătoriile sale la Paris, iar în vitrină este o copie a testamentului lui Alexandrie către soția sa, Paulina, pentru a fi donată casa cu toate obiectele Academiei Române. În curtea casei a fost construită o biserică de Academia Română, unde într-o criptă este trupul poetului. Aici este bisericuța poetului, e mausoleul unde este mormântat. Primul mormânt al poetului a fost în curte. După ce a fost ridicată bisericuța construită în 1928 de Academia Română, a fost mutată în criptă. Alături de Alexandrie sunt și osemintele părinților și ale soției. Fiica este mormântată la Borzești, Bacău. Acolo a avut moșie, a fost primită ca zestre, dată ca zestre fiicei sale și la moșia Borsești este mormântată fiica sa. Mausoleul este, pictura se păstrează de atunci, este pictat de pictorul Paul Molda și arhitectica Budești. În fiecare an sunt peste 5.000 de vizitatori, majoritatea din județele Neamț, Bacău sau Călăraș. Menționăm că de aproape un secol, casa marelui poet Vasile Alexandrie a devenit un muzeu.